A venit Cătălin Cornea și a venit cu un cățel actor de data asta. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, băieți. Cine este cățelul? Bună dimineața tuturor. Ea este Tim. Tim. Uite aici. Este Tim aici. Și este fetiță. Se vede de la mare distanță. Este fetiță, este o cățelușă luată de pe stradă. Se vede că nu e o rasă de modelul, să spun așa, este luat chiar de la Universal Studios, de la Hollywood. Adică? Pentru că ei, în mare măsură, folosesc nu câini de rasă, ci câini metiși, mici. Poate chiar adoptați de la adăposturi. Nu se caută o rasă pură. Da, pentru că Tim, uite aici, pentru că dau foarte bine pe sticlă, să spun așa, da. Sunt deosebiți, de cele mai multe ori sunt unici, ca și formă, ca aspect, și au niște calități deosebite. Da. În ceea ce privește educația, dresajul, receptivitatea în dresaj și așa mai departe. Eu te înțeleg perfect, pentru că exact așa am hotărât și când am ales pe colegul Răzvan. Iată, puteam cu unul de rasă, cu pedigree, dar am găsit acest metis pe stradă la Reșița. Îmi dai voie să completez că e un metis absolut reușit. Da, vă descurcați minunat împreună în această emisiune. Când m-a luat, mi-am și marcat teritoriul. Ce știe să facă Tim? Dacă ar fi, de exemplu, acum pe un platou de televiziune sau de cinema. Da, de exemplu, câinii de care sunt dresați special pentru filme sau pentru reclame, trebuie să lucreze în primul rând de la distanță. Okay. Trebuie să lucreze de cele mai multe ori prin semne, dacă camere. Cumva este vorba de niște dialoguri între actori, așa cum aveți voi dialogurile voastre și okay. Eu trebuie să fac ciocul mic. Și în mare măsură, câinele trebuie să fie receptiv, trebuie să aibă un dresaj avansat, pentru că fără un dresaj avansat nu poți să îl pui pe câine să performeze niște elemente pe care în mod normal în dresajul de disciplină, de exemplu, nu le poți face decât într-o formă de show, de distracție. Dă-mi un exemplu de lucru pe care îl face doar la un semn de-al tău. Să zicem că sunt microfoanele deschise și nu poți să zici, Tim, fă aia. Așa. Dă-ne un exemplu. A făcut șezi și a ridicat laba numai din semne. Du-te! Bravo, dragă! Pot să vorbesc acum, da? Te rog, te rog. Bravo, dragă, ești deșteaptă. Uite, primește și recompensă. Așa. Cățelușa lucrează mult cu recompensa minge. Acum, sigur, fiind în stres în televiziune, mai băgăm și un pic de mâncărică, dar... Aș vrea să fac niște completări, dacă îmi dai voie. Te rog. Se întâmplă să aveți invitați care spun lucruri un pic neadevărate legate de dresajul de film, cum ar fi că în dresajul de film există corecții. Nu există corecții în dresajul de film. În dresajul de film și câinele actor nu poartă zgardă de forță, de exemplu, de cele mai... Tim, ia! Tim! Tim e la mâncare, să știi. De cele mai multe ori, câinele din dresajul de film nu poartă zgardă. Ok? Hai! Sus! Am înțeles. Deci, ei trebuie să performeze în primul rând. Acum s-ar putea să facă un aport. Ia, aport. Aport, fată. Uite acolo, aport. Bravo, dragă. Așa, încă o dată, aport. Așa, iubita. Hai, sus. Deci, șteaptă. În primul rând, ei trebuie să lucreze absolut motivațional. Deci, dresajul este pur pozitiv. Nu există niciun fel de sancțiune pentru nereușită. În consecință, pe acești câini trebuie să îi dresezi cu mâncare, cu obiecte de aport, de exemplu, cățelușa aceasta este interesată de minge, dar dresorii profesioniști specializați pe dresajul de film știu să jongleze cu stimulentele. De exemplu, dacă vrem să fie un câine blazat, liniștit, care să se miște fără prea multă energie, uite, vezi, de genul ăsta, să nu fie exaltată, eu pot să fac așa. Ia, Tim, vine aici. Ia, treci la pas. Bravo, înapoi. Pas. Ia, side. Side, bravo, side. Așa. Un câine actor trebuie să side. Interacționeze și bravo. Cu alți actori. Șez. Cum faci să-i împrietenești? Că bănuiesc că nu toți se plac între ei. Bravo, draga mea. Așteaptă, fată. Mă scuzi un pic, avem o conversație vizuală. Ia. Da, da, suntem deștepți. Ia să vedem. Dă-mi aici. Așa, copii.
Observi? Deci, genul acesta de câini trebuie să știe să treacă de la o stare de, să spunem, agitație, exaltare, la o stare de calm. Uh-huh. Da? Să pară, de exemplu, acum, dacă vreau să o agit, da, mă scuzi un pic că îți răspund după aceea la întrebare. Ia, ești gata? Haide, hai să ne mișcăm și fuga! Bravo, ia să te văd. Sus, așa. Bravo, sus, așa, iubita. Excelent, haide, îi luăm calce. Bravo, oh, treci la pas. Bravo, înapoi. Ia, fii atentă. Bravo, prin și prin. Excelent, hai, încă o dată. Bravo, du-te sus, repede. Stai. Bravo, copil, culcat. Eu sunt actorul, Cătălin, mai avem doar... Tu ești actorul, de exemplu. În primul rând, un câine este dresat să stea lângă actori, oameni necunoscuți, trebuie, da, să aibă un dram de sociabilitate crescut față de alți câini, da, obișnuiți, și legătura se face în repetiții, da, cum se spune, rehearsal, și apoi se trage exact dubla de care regizorul are nevoie. Trebuie să ne adaptăm în general scenariului și regizorului în condițiile unui dresaj de film sau chiar de reclamă. Uite, de exemplu, ai putea să stai lângă ea, să te așezi. Scenă. Ești un actor, doamna Irina, de la Hollywood. Film. Bravo. Ia să vedem. Așa? Ea urmează. Ea nu te cunoaște, film, da? Ea nu te cunoaște, bravo, fată. Salut. Și eu trebuie să o determin să lucreze cu tine de față. Ia, fii atentă. Acolo, sus. Bravo. Stai. Eu așteaptă. Câinele, vezi că nu știu ce... Eu... Tu poți să întinzi mâna, de exemplu, și eu o să-i cer să îți ofere... Lăbuța. Da, noroc cu tine, să-ți ofere lăbuța. Ia, dă-mi. Bravo. Excelent. Bravo, ești făt de așteaptă. Și uite, de exemplu, dacă vrei o conexiune așteaptă și mai bună cu cățelul, îi dai o recompensă. Și acum câinele este al tău, lucrează cu tine. Salut! Da? Bravo, așteaptă. Bun. Acum, culcat. Ultima scenă, să știi. Culcat. Eu, bravo. Eu sau câinele. Poți să o mângâi, de exemplu, de ești exemplu, gânditor. Avem o scenă. Ești gânditor și stai cu câinele lângă tine, nu știi de unde să o apuci, pe care drum. Și câinele este partenerul tău. Trebuie. Poți să faci orice, bravo, fată. Poți să faci orice, de exemplu, și să o mângâi. Dar... În scena asta l-am pierdut pe prietenul meu bun, Răzvan. A murit, s-a dus. De exemplu, pentru o asociere pozitivă și numai pozitivă, nu există alt gen de asocieri cu apropierea alături de oameni, da? Sau de alte animale, trebuie să oferim recompensa. Da. Hai să facem o ultimă scenă care te implică, da, s-ar putea să ne folosim de forța ta, de fizicul tău. Hai să facem o săritură peste spate. Ce zici? Peste măcar spate. Încercăm. Peste spatele, da, meu? Da. Uite, vii aici, stai într-o poziție așa cum făceam noi când eram mici, așa. Ia, Tim, fii atent. Uite aici, da. Lui nu-mi place. Ia. Uite, venim din partea asta, ia, fată. Uite aici. Ești gata? Eu, da. Pe locuri? Fii gata? Hai, hop! Opa, excelent! Și încă o dată, hai! Bine, draga mea! Hai, sus aici. Stai. Da. Încă o dată. Fii atent. Da. Încă o dată. Deci... Rămânem așa. Ia, da. Tim, vine aici. Stai, șezi. Bravo, așteaptă. Da, am repede. Dă-n. Tot ce mi-am dorit. Ai sus. Stai. Acolo. Așteaptă. Așa. Bravo. Ai sus. Sigur nu-l cheamă Rex. Bravo. Așteaptă. E bine și așa. Da? Culcat. Târâș. Bravo. Înapoi. Înapoi. Bravo. Hai. Hop. Bine, draga mea. Bravo. Mulțumesc. Nu, 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 lasă-l așa. Cătăline, dacă îmi dai și mie o comandă la fel, execut peste... Actor, dă-mi, să vezi, și eu tot pe recompense merg. Am un lapsus, nu știu comanda aceea. Da, nu știu, să joace, că tot timpul m-am visat, mărgelatul, să ia. Fac o, să fiu Tim. Cu păceas obicec. Ia, latră. Latră. Latră, latră-l, așa, latră. Să vine doamna Elena și Rex de la Antena 1. Bravo, latră, zi. Te aranjez. Bravo. Așa. Latră. Bravo. Și tu, hai, latră. Hai, Dănuțe, hopa, latră. Hopa. Uite, latră. Bravo. Ale, hop. Bravo. Doamne. Cătălin Cornea, de găsit ușor pe pagina. Mulțumim, mulțumim frumos. Pentru întrebări. Întotdeauna o plăcere să vin la voi.